Și dă-te mare cu zacuscă din dotare. Asta e, bravo. E campania noastră de toamnă, suntem în ultima săptămână, mai avem doar câteva zile. Vineri va fi marea finală în care o grămadă de telespectatori, dintr-o grămadă de telespectatori, vor veni doar câțiva în platou să aibă șansa de a câștiga trofeul, ceaunul de aur, titlul de zacuscă anului 2024. Dar toate astea se pot întâmpla doar dacă intrați pe a1.ro/neața/zacuscă, completați formularul cât mai creativ și, bineînțeles, urcați o poză cu produsul final. Dar avem și premii reale pe care le puteți câștiga și ne spune Ramona despre ele chiar acum. Bună dimineața! Bine, toate sunt reale, chiar și ceaunul de aur este un premiu foarte important, dar premiile cele mai multe pentru o gospodină vin de la ZAS și vorbim de această fritoză. Avem și sandwich maker, și food chopper, și cafetieră, și toaster, încălzitor pentru apă fierbător, mai exact, și foarte multe vase de toate dimensiunile pentru tot felul de preparate în bucătărie și, bineînțeles, râșniță pentru sare și pentru piper. Crătițoale de toate. Hai să vedem și poza Alexandrei, să vedem cu ce poză s-a înscris. Mamă! Este aproape de a dispărea această zacuscă. Are mult ardei cu. E ultimul drum. Ăsta e ultimul drum al zacuștii, că după aia l-ai luat. Pa. Corect. La revedere. Alexandra Comsa e cu noi. Bună dimineața. Neața. Neața. Bună dimineața, Alexandra. Ce rețetă de zacuscă folosești tu? E ceva dată din generație în generație sau ceva nou de pe internet? E prima dată când fac ceva nou de pe internet, combinat de mine, așa am făcut ceva să iasă bun. Și dacă e prima dată, ai primit și feedback? Familia, prietenii? Da, toată familia a apreciat-o. Chiar am rămas cu foarte puține borcane. Cât ai făcut? N-am făcut foarte multe, ce să vezi din imagine, vreo 15 borcănașe, dar toate au fost delicioase. Ediție limitată, exact. Ai luat rețeta de pe TikTok? M-am inspirat și de acolo. Acum... Păi nu e mult, la talente speciale, Alexandra spune că unul dintre marile ei talente e creativitate. Și copilul frumos. Copilul frumos făcut și mâncare bună, apreciată de toată familia. Alexandra, campania se numește Dă-te mare cu zacusca din dotare. Căzut telefon. Ai 20 de secunde la dispoziție să îți lauzi zacusca. Începem în 3, 2, 1, start! Eu zic că e cea mai bună zacuscă, având în vedere că am făcut-o, eram însărcinată 9 luni cu bebele meu, care este un bebe super frumușel acum, și a fost și super apreciată de toată familia, așa că vă invit și pe voi la zacusca mea. Mulțumim tare mult, se știe că atunci când ești cu sarcina și mirosurile sunt mai fine, îți dai seama, din miros a făcut-o. Și mai degrabă e că te invităm noi la zacusca ta, deci aici stau lucrurile un pic diferit. Eu o să merg până la Ramona să dăm de roata, am dispărut ușor-ușor. Îți spunem noi un pic aici regulile. Ce se învârte roata. Ai văzut probabil concursul zilele trecute. Ai niște întrebări la care se răspunde timp de 5 secunde. Sunt cu 2 sau cu 3 variante de răspuns. Și trebuie să fii pe grabă un pic. Adică să nu te concentrezi prea tare. Spui ce-ți vine în cap și o să fie bine, crede-l. Alexandre, foarte simplu. Ai 90 de secunde în total. Asta e timpul pe care ți-l oferim. Răspuns cât mai repede, cât mai simplu. Cum ți-a zis și Mane, nu încerca să cauți repede răspunsurile. Dă-le instinctiv. Începem concursul acum. Numește două tipuri de mâncare asiatică. Noodles și pachetele de primăvară. Perfect. Numește trei legume pe care le poți cumpăra congelate. Mazăre, morcov și broccoli. Numește trei arome de ecler. Caramel, ciocolată și fistic. Numește două fructe pe care trebuie să le decojești ca să le poți mânca. Portocale și clementine. Numește două feluri de mâncare pe care le poți găsi la un fast food. Burger și cartofi prăjiți. Hai că te ajută Ioana. Numește trei alimente pe care le poți lua la un picnic. Zacuscă, cheesecake și fructe. S-a dus timpul. Alexandra, numește trei alimente care nu sunt bune pe tort. Morcov, sarmale și ciorbă. Perfect. Numește două tipuri de paste. Carbonara și bolognese. Numește două deserturi cu specific turcesc. Baklava și cataic. Trei tipuri de gem, știi, Alexandra? De căpșuni, de mere și de pere. Perfect. Două sosuri care conțin usturoi. Tzatziki și mușchi de usturoi. Trei alimente de culoarea galbenă. Bardei,
timpul zi, repede, ultima întrebare. Trei alimente care se țin în borcan. Zacuscă, gel și copă. Perfect. Bun, bun. Alexandra, timpul a expirat. Să știi că avem o, avem o chestiune pe care trebuie să ți-o spunem. La alimentele care nu merg pe tort, ai zis morcov și există carrot cake, tort de morcov. Adică adevărat. Și eu cred că ești în top. Îl tăiem, dar ai 10 răspunsuri corecte. Felicitări, ești printre telespectatorii care au dat cele mai multe răspunsuri. Ne bucurăm tare mult să te cunoaștem și poate ne vedem la marea finală aici în platou. Mai păstrează, mai păstrează două borcane măcar de siguranță, că poate ne vedem și trebuie să și gustăm. Să rămână zi frumoasă să ai. La revedere! Pa, pa, pa.